Vladimir Nikolaevich, dar mata când ai scris cereri să pleci din președinte în septembrie și ai dat țara lui Ghimpu, erai mare roșie. Dacă ne-ai vândut la pucioc deputații lui Plahotniuc, și am o faci pe marele erou și apărător și dai sfaturi, atunci vă tremura pantalonii și amu vă tremur pantalonii în fața lui Plahotniuc. Eu am decis să nu-mi tremuri pantalonii. Eu am decis să merg împotrivă. M-a dat curajul ăsta n-a laicu. Tot cu faptul că ești general sovietic. Dar curaj nu ai și caracter nu ai în această situație. Și față de Plahotniuc și îți spune ce faci. Și amu inclusiv. El, de fapt, omul ăsta numai prin trădări, până acum merge. Numai prin trădări și pentru interesul lui, el a zis, trădează pe toți. Pe toți și întotdeauna. Asta nici nu se discută. Dar eu nu mă pot să mă pun în loc pe Dodon. Nu m-am pus râma ta pe mine chiar așa de tare să mă pun în locul Dodon. Eu vreau să vă informez că noi am adresat o scrisoare oficială semnată de mine pe numele domnului Borone cu propunerea de a crea un bloc electoral. Noi suntem gata să facem acest lucru. Trebuie să lăsăm toate ce a fost în trecut.